ziua din nou, cei de la surpriză la tine acasă și din nou eu, Olesia Palari, cu atâta drag de oameni dragi, cu atâta căldură în suflet cât și afară, merg astăzi spre fiecare omageat pe care l-am în lista mea notat, din partea oamenilor dragi să-i felicităm și să le lăsăm un licăr de emoție și o amintire frumoasă. Ne aflăm în satul Horeștea, unul Făleș, și venim aici spre doamna Osoianu Elena, ce face o frumoasă vârstă buchetul vieții și noi pregătiți, organizați frumos, mergem direct la locul de muncă să-i cântăm la mulți ani în partea omului drag care astăzi ne-a rugat din suflet operativ să ne organizăm și să mergem cu drag și suflet să-i cântăm la mulți ani. Deci nu tragem mult de timp, căci nu vrem să fim văzuți, vrem să ajungem spontan să cântăm la mulți ani și să lăsăm emoțiile frumoase așa cum iubim noi să o facem. Cei de la Săpânze la tine acasă și eu, Olesia Palari. Haideți! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Hai aici la noi, bună ziua! Ia pe un pic, ne-am așa felici. O să arăt de sară pe internet, hai. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Elena, să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună ziua și bine v-am găsit! Tare repede mai vineți la lucru. Într-un suflet. Da, dumneavoastră erați aici și mașina asta. Nu știu, ideea n-am văzut-o. Noi vă spunem bună ziua și bine v-am găsit. Sper din suflet să nu deranjăm și să aducem un moment frumos azi, când sunteți omageată, când adunați o floare la buchetul vieții, când avem motiv să venim spre dumneavoastră și să vă îngădăm la mulți ani chiar aici la locul de muncă, căci aici v-a părât cineva că vă găsim. Nu, aici vă găsim, aici. Nu cât de aici. Aici. Așa, că aici vă găsim, chiar dacă astăzi sunteți sărbătorit, lucru-i lucru și lucru-i sfânt, cum spun la noi la moldoveni, și am știut că vă găsim aici. Și am venit cu drag niște daruri, dar zic eu că nu este important atât darul, cum este gestul cu Eva, care m-a rugat din suflet să vină să vă cânt la mulți ani. Vreau să vă întreb dacă intrezi din partea cui de enimnă? Din partea doamna Valea. Dar de ce doamna Valea? Așa, cred eu. Așa, cred eu. Așa. Noi venim din partea unui suflet drag de om și mi-a spus că îi sunteți dragă și dumneavoastră, cât și ea dumneavoastră. Și a simțit acest lucru întotdeauna și că vă leagă o relație frumoasă de prietenie, de cunoștință, de susținere, de drag reciproc. Și azi, când sunteți omageată, mi-a sunat și mi-a rugat așa. Cât mai simplu, dar să venim să vă aducem o emoție, să vă aducem un licăr în ochișorii dumneavoastră frumoși, omenoși și plini de prietenie, așa cum i-a simțit ea când a venit aici în sat, străinuță. Și greu s-a alipit de oameni până s-a acomodat și până s-a făcut cunoscuți cu mai mulți localnici din localitate. Dar dumneavoastră ați devenit un suflet drag, cu siguranță cum și mai are dragi la sufletul dumneiei. Dar astăzi, dacă vorbim despre dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți cea omageată și dacă ne-a trimis cu drag spre dumneavoastră cu gânduri bune și senine și cu un scop să vă aducem soare în suflet și o emoție frumoasă, noi cu mare drag am parcurs acest drum și am venit spre dumneavoastră să vă aducem niște daruri și un la mulți ani din partea Valentinei. Mulțumim! Și mi-a spus următoarele cuvinte. Este atât de cald și atât de suflet este doamna asta, că nu am cuvinte cum să-mi afirm și eu emoțiile și cum să-i aduc la picioare niște emoții și în fața dumneei niște emoții frumoase, așa cum mi le-a oferit ea întotdeauna. Atât de călduță m-a primit întotdeauna. Atât de frumos m-a primit în familia dumnealor întotdeauna. Și am deschis întotdeauna ușa oamenilor unde știam că sunt primită și așteptată
Și știu sigur că dacă vin și acum și bat la ușă, o să mă primească în primul rând cu ușa sufletului deschisă, cu ușa inimii ei caldă deschisă, cu îmbrățișare, după care o să servim o cafea împreună și o să ne punem amintiri și gânduri bune, ceea ce vă leagă. Sperăm din suflet să păstrați legătura frumoasă dintre oameni, să păstrați un locușor în sufletul dumneavoastră și pentru ea, așa cum a spus că dumneavoastră l-aveți în locul ei, și să vă ureze azi o zi cu spor, o zi frumoasă și să nu uitați totuși că sunteți omageată și astăzi vine la mulți ani din partea ei pentru dumneavoastră. Dacă aveți să-i spuneți ceva în afară de lacrimi, cu drag! Mulțumim mult! Așa, să fiți sănătoasă! Pentru toate, mulțumim! Nu m-am așteptat! Vă crede! Așa. Eu zic că emoțiile frumoase sunt binevenite, căci momente de scârbă și durere vin în viața omului neîntrebate și necerute, dar acestea sunt momente care vin din partea oamenilor dragi. Primiți-le la suflet și mândriți-vă că ați reușit cu sufletul cald să alăturați la sufletul dumneavoastră și să lipiți la sufletul dumneavoastră oameni calzi ca dumneavoastră. O zi frumoasă și din partea noastră, mulțumim. La mulți ani și toate bune. Vânzări cât mai bune să aveți. Mulțumim. Cu drag. Îi mulțumesc de suflet. Cu drag. M-am așteptat. Sănătate și la mulți ani și dumneavoastră. Mulțumim din tot sufletul. Așa, Valentina, eu mănânc înghețata ta. Mulțumim din suflet.